Har și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Domnul nostru Iisus Hristos. Continuăm prin Harul lui Dumnezeu și astăzi studiul roadelor duhovnicești. Cum aminteam și data trecută, așa cum noi mergem în grădină să vedem cum au mai crescut roadele, morcovii, cartofii, varza, roșiile, fructele, așa vine Domnul să ne verifice și roadele noastre duhovnicești. După ce am văzut dragostea care e cel mai mare rod și pacea pe care Domnul Dumnezeu ne-o dă, după ce în episodul trecut am studiat obiceiurile rele care ne pot despărți de Dumnezeu, pentru că există obiceiuri rele care ne despart de Dumnezeu, ne despart de împărăția celor, astăzi înaintăm prin Harul lui Dumnezeu la episodul 88 și studiem credincioșia, roada credincioșiei, testul credincioșiei și al loialității. Nimic pe pământul acesta și în cer nu va scăpa de încercarea, de testarea credincioșiei și a loialității față de Dumnezeu. Nimic nu va scăpa. Nici oameni, nici îngeri, nici lumile necăzute în păcat, nici chiar Domnul Iisus Hristos n-a scăpat de testul al credincioșiei, nici chiar Dumnezeu Tatăl nu va scăpa, pentru că și El va fi testat în fața întregii creațiuni, că aceste căi ale lor și felul în care a procedat în condițiile păcatului cu cel rău și cu noi au fost drepte, adevărate și tot poporul lui Dumnezeu va zice: da, Doamne, drepte și adevărate sunt căile tale. Da, m-am convins. De ce? Pentru că Domnul vrea să fie testat tot ce mișcă pe pământul acesta și în cer, pentru ca să nu mai apară niciodată germenele unei răzvrătiri în cer și pe pământ. Domnul Iisus Hristos va purta semnele cuielor în picioare și în palme ca o amintire a ceea ce s-a întâmplat și niciodată în vecii vecilor mântuiții lui Dumnezeu să nu mai aibă parte de răzvrătire și să fie o dragoste desăvârșită, perfectă, până la finele omenirii. Da, îngerii care au căzut au fost testați și au căzut de la test. Lucifer a fost testat și a căzut de la test, pentru că Dumnezeu vrea dragoste nu din obligație, ci din libera noastră alegere, din tot sufletul nostru, din toată inima noastră. Adevărații vizionatori ai acestor episoade consider că sunt cei care caută singuri canalul acesta, cuvântul creator din cadrul pregătirii pentru cer, episoadele 1, 2, E, P, 7, care caută din proprie inițiativă pentru că vor să cerceteze. Fraților și surorilor, cercetarea nu e păcat. Să cercetăm nu e păcat, e chiar o poruncă. Zice: cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Cine hotărăște ce este bun? Duhul lui Dumnezeu. El este polițistul prin vocea conștiinței care ne spune cu tare lucru e bun, cu tare lucru e rău. Duhul lui Dumnezeu, și Duhul lui Dumnezeu vine pe terenul umilinței, al smereniei. Dar ce te faci că foarte puțin doresc să vizioneze lucrul acesta? Nici o problemă, și 2-3 dacă vor viziona, eu pentru aceștia voi vorbi. Nu e treaba noastră câți vor viziona, noi trebuie să aruncăm sămânța și dacă am aruncat sămânța la 2-3 inși, acei 2-3 inși pot juca rolul de încărcătură, de inițiere pentru alții. Pentru alții, și așa se va răspândi focul în miriște, până la marginile pământului și până la marginile universului. Nu e treaba noastră. O lucrare se face și cu cei care primesc cuvântul lui Dumnezeu, o lucrare se face și cu cei care nu primesc. Pentru cei care primesc este bucurie mare, pentru că vin în confirmare aceste gânduri cu meditațiile lor lăuntrice, că pe fiecare dintre noi ne vizitează Duhul lui Dumnezeu. Și pentru cei care nu primesc, se face și cu ei o lucrare. De ce? Pentru că aceasta va fi o mărturie a faptului că nu au primit. Deci întregul univers, pentru că noi suntem aici ca într-un film, întregul univers, lumina necăzută în păcat, îngerii, privesc la noi să vadă ce reacție avem. Și de fiecare dată întregul univers se bucură sau întregul univers se întristează pentru păcatele pe care nu le facem. Noi suntem ca o carte deschisă aici pentru învățătura întregului univers. Pentru că noi suntem actorii prin care Dumnezeu își demonstrează valabilitatea legii și rânduielile sale și tot asemenea suntem actorii pentru legile și rânduielile haotice ale celui rău,
prin care este demonstrat întregului univers că rânduiala celui rău nu e bună, haosul nu e bun, nesupunerea nu e bună. Nu e bună, duce la moarte și supunerea duce la viață, pentru că supunerea nu vine din ură, vine din dragoste și Dumnezeu vrea dragoste pentru noi. Slăviți să fie Domnul! Nu e păcat să cercetăm, să ne ferim de secularism, să ne ferim de formalism, să strângem o comoară în cer, căci viața de aici trece, trece ca un abur. Mă uit, parcă mai ieri aveam 15 ani, 20 de ani, 30 de ani, acum am ajuns la peste 60, trece. Când te uiți în urmă, ți se pare o clipă, când te uiți în față, ți se pare mult, dar nu e mult. La Dumnezeu și viitorul și trecutul e tot ca o clipă, pentru că Dumnezeu cunoaște și viitorul, deși nu îl influențează în contra voinței noastre. Dacă noi cerem ajutorul, da, el influențează. Dar în contra voinței noastre nu influențează viitorul. Suntem cu toți testați. Iată, viața aceasta este un mare test. Viața noi, pe care noi o trăim pe acest pământ, e un mare test, o mare încercare a dragostei și a credincioșiei noastre față de Dumnezeu. Ca să se vadă clar, nu numai prin vorbe, ci prin fapte, dacă noi suntem dispuși să renunțăm la viața de păcat sau nu, și suntem încercați și suntem testați. Și e bine că suntem testați. E foarte bine. Astfel au fost testați, cum spuneam, în credința lușiuia lor, însuși Domnul Iisus Hristos, când s-a dat jertfă pe cruce, loialitatea lui a fost testată la jertfa de pe cruce pentru noi, păcătoșii. Deci Domnul Iisus Hristos este o persoană verificată că este cu adevărat iubitor de Tatăl Ceresc și îl iubește nespus de mult și pe Tatăl Ceresc și pe noi, pentru că și-a dat viața pentru noi. Este loial, poți avea încredere în el. Într-un om care a trecut cu bine prin încercările și testele loialității, poți avea încredere. Îngerii din cer au fost testați. O treime din îngerii din cer au picat la test. Două treimi sunt sus în cer. Au fost testați și sunt iubitori și au o dragoste autentică față de noi și față de Dumnezeu. Lumile necăzute în păcat, pentru că sunt foarte multe planete în care locuiesc oameni după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, tot ca noi, însă care nu au căzut în păcat, care au trecut la test atunci când diavolul a venit ca să-i încerce. Petre, Petre, diavolul a cerut ca să vă încerce, dar eu m-am rugat pentru voi ca să nu se piardă credința voastră, așa le spunea Domnul Iisus ucenicilor prin Petre. Da, suntem încercați, suntem testați. Lumile necăzute în păcat au fost testate și au reușit cu brio la test. Adam și Eva a fost testat prin acel șarpe. A îngăduit Dumnezeu să fie încercați și au picat la test. Însă și-au revenit după aceea. Însă cu ce preț? Cu ce preț și-au revenit? Să trăiești 930 de ani cum a trăit Adam bazjocura propriilor lor copii și propriilor lor nepoți, nu e așa ușor. Pentru că copiii și nepoții lor i-au tot bazjocorit pe Adam și Eva, spunând că din cauza voastră, că ați păcătuit, suntem noi în păcat și noi o ducem rău acum. Și noi trebuie să murim. Dar păcatul este o alegere. Adam și Eva au ales pentru noi, pentru ei, nu pentru noi. Pentru noi alegem fiecare noi, în parte. Prorocii și apostolii din vechime au fost testați, săracii ucenici, la câte teste au fost supuși. Săracul Pavel, câte bici a luat, 40 fără una. Toți prorocii din vechime, Ilie, David, Moise, prin ce teste grozave au trecut. Dar nu au căzut la aceste încercări și au reușit să treacă cu bine prin aceste încercări. Nimeni nu scapă de testul loialității și al dragostei față de Dumnezeu. Dacă mă iubești, vei păzi poruncile mele. Iată testul. Dacă mă iubești, vei păzi poruncile mele. Dacă vrei să fii mântuit, cum i-a spus tânărul bogat? Dacă vrei să fii mântuit, îți pun în față un test, să vedem dacă îl treci. Du-te, vinde tot ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer și vino, ia-ți crucea și mă urmează. A reușit tânărul bogat la acest test? N-a reușit, pentru că inima lui era lipită nu de împărăția lui Dumnezeu, nu de Domnul Iisus Hristos, nu de Dumnezeu Tatăl. De ce era lipită? De bogățiile acelea care rugină și putrezesc. Era lipită. Iubea mai mult bogățiile decât pe Domnul Dumnezeu. Fiecare din noi vom fi supuși la test. Dacă l-am pierdut, pierduți rămânem, dacă îl câștigăm, vom fi supuși în continuare
până va ieși aurul curat al caracterului. E bună testarea, testarea loialității noastre față de Dumnezeu? E bună, pentru că prin aceste teste se pot deosebi foarte clar dragostea autentică de dragostea falsă. Prin asta, nu există altă metodă prin care poți să deosebești pe cineva dacă are dragostea autentică față de Dumnezeu sau dacă are dragoste falsă, decât atunci când îl pui la încercare, să vezi. Dar îl pui la încercare până la sânge, nu doar așa de formă. De aia, Dumnezeu ne învață că noi trebuie să ne împotrivim până la sânge păcatului. De ce să ne împotrivim până la sânge? Pentru că suntem testați, suntem încercați până la sânge. Hai să vedem acum, în scurta noastră meditație, și fiecare dintre noi este liber să dezvolte subiectul acesta, prin ce instrumente ne testează Dumnezeu credincioșia și dragostea față de El. Că Dumnezeu este Cel care ne testează prin faptul că ne părăsește pentru o clipă, zis ne părăsește, dar îi pune anumite limite celui rău ca să ne testeze, pentru că diavolul este cel care abia așteaptă să ne pună la încercare să ne testeze. Și Dumnezeu îi îngăduie de a-i spune, îi stabilește anumite limite. Aici, până de aici, până aici să-l încerci, mai departe nu-ți dau voie. Și diavolul nu are încotro, nu că s-ar supune că ar avea el dragoste de Dumnezeu, da? El trebuie să se limiteze pentru că nu poate mai mult să se împotrivească lui Dumnezeu. Dumnezeu îi dă peste mână, nu îi dă voie. Mai mare Dumnezeu. Satana e doar un purice pe lângă Dumnezeu. Nu are nicio valoare înainte lui Dumnezeu. Tipuri de teste ale loialității prin care suntem testat. Prin care loialitatea și dragostea noastră față de Dumnezeu este testată. Dragostea. Zicem că îl iubim pe Dumnezeu. Hai să vedem dacă mă iubești. Vine testul. Prin amânare și aparentă întârziere a răspunsului lui Dumnezeu. Acesta este un test prin care dragostea noastră este încercată. Ne rugăm, ne rugăm, ani, zile, ani la rândul și nu vine răspunsul. Și suntem puși la încercare, suntem testați. Testarea loialității. Vadă, mai suntem credincioși dacă Dumnezeu nu ne răspunde? Prin boală, Dumnezeu îngăduie anumite boli, anumite nenorociri. Mai suntem credincioși dacă pierdem sănătatea? Prin trădarea semenilor, semenii noștri în care ne puse semn nădejdea și pe care îi iubim, cel care dorm cu el în pat, cel care respiră aceeași aer cu el, te trădează. Mai ai dragoste de Dumnezeu când semenii tot te trădează? E un test teribil. Prin lipsuri de tot felul, îți arde casa, pierzi sursa de venituri, nu-ți mai rodește grădina, vine o grindină de aia de-ți face una cu pământul, toate roadele, ești testat. Mai ai dragoste față de Dumnezeu în acele condiții? Sau pici, cum a picat nevasta lui Iov când zicea, tu rămâi neprihănit în neprihănirea ta, bleastă-mă pe Dumnezeu și mori. A picat soția lui Iov de la testul acesta, dar Iov nu a picat. Vom vedea. Prin singurătate. Trecem prin anumite momente în singurătate. Treci prin momentele în care ai vrea să fie cineva cu care să împărtășești valorile spirituale, cu care să împărtășești durerea din sufletul tău. Nu că te-ar ajuta cu ceva, dar să împărtășești părtășia aceasta de care avem cu toții nevoie. Nu ai cu cine să împărtășești, nimeni, toți te părăsesc, boară toți ca potârnichile. Dacă îi sun eu, mă sună, dar niciunul nu mă sună pe mine. Nu mă sună niciunul pe mine. Pentru că Dumnezeu îți îngăduie să treci prin testul singurătății. Să vadă, mai rămâi alături de Dumnezeu, ești încercat cu singurătate, să se vadă. Ai dragoste de Dumnezeu și în condițiile acestea. Domnul a dat, Domnul a luat, lăudat să fie numele tău, numele său. Iov a trecut cu bine prin testul loialității și al dragostei față de Dumnezeu. Prin crunta dezamăgire din partea fraților, a familiilor, a rudelor, a prietenilor. Mergi umăr la umăr cu un frate, cu credința, după aceea, hop, nu mai vrea să mai meargă și se întoarce înapoi. Găsești un alt frate, mergi umăr la umăr pe calea credinței, hop, se întoarce înapoi. Îl pierzi, l-ai pierdut. Am pierdut nu știu câți frați, dar Domnul zice, mergi înainte. Pentru că eu nu te voi părăsi. Ca să se vadă că oamenii, nu trebuie să-ți pui baza în oameni, blestemat să fie omul care se încrede în om. Noi nu trebuie să ne încredem în om,
ci în Dumnezeu. Față de fiecare om de pe fața Pământului, Dumnezeu ne învață să avem rezerve, pentru că nu e Dumnezeu. Mai devreme sau mai târziu, cât ar fi El de credincios, ne va trăda. Pentru că nu e Dumnezeu. Și noi înșine ne vom trăda pe noi înșine dacă noi ne încredem în noi înșine. De aceea ni se poruncește o poruncă să nu mă încred în mine însumi și numai în bunul Dumnezeu. Prin năruirea planurilor vieții aceștia, îți faci și tu niște planuri pentru viața aceasta, să o duci bine, să faci cu tare lucru, cu tare lucru, planuri bune. Totul se dărâmă, pică din temelii ca un castel de nisip. Îl mai iubești pe Dumnezeu și în aceste condiții? Ești testat. Dragostea ta este testată. Prin prigoană, prin ură, prin lovituri și hărțuieli de tot felul, prin circumstanțe nefericite, prin oameni, Dumnezeu îți testează dragostea ta față de El. Prin oameni. Oameni care niciodată n-ai fi crezut că te trădează, că te lovește, că te urăște. Iată că te urăște și nici nu mai întoarce fața către tine. Nici nu-ți mai dă bună ziua. Ești testat. Ca să se vadă că nu trebuie să ne încredem în oameni, nu trebuie să ne prindem de oameni cu niciun chip, indiferent cine ar fi acel om. Eu însumi, dacă ar fi acel om, nu trebuie să mă prind de mine însumi. Pentru că și eu tot în categoria oamenilor fac parte. Ce să mai zic eu că trebuie să nu mă încred în oameni? În mine însumi să nu mă încred. Doar nu-i fi eu Dumnezeu ca să mă încred în mine însumi. Nu. Eu trebuie să mă încred numai în bunul Dumnezeu. Prin ce mai ne este testată loialitatea? Prin calamități naturale. Vine o secetă, ai muncit cât ai putut în grădină și nu rodește nimic. E secetă. Nu mai găsești picătură de apă, aproape că nu mai ai apă nici să bei. Prin decăderea morală din jurul tău. Vezi decădere morală, vezi păcat la orice pas și pe față și pe ascuns. Ți se testează loialitatea. Ce faci? Te întorci de la Dumnezeu și zici, chiar așa, cine poate să sufere aceste învățături? Cum l-au părăsit cei 70 pe Domnul nostru Iisus Hristos? Dacă nu veți bea sângele meu și nu veți mânca din trupul meu, nu veți avea parte cu mine în împărăția celor. Și a spus cei 70, a spus, învățătura aceasta e prea de tot, cine poate să o sufere? Și l-au părăsit. A picat la testul loialității față de Dumnezeu. Față de Domnul Iisus Hristos. N-au avut dragoste până la capăt, cei 70 de ucenici. Dar Domnul Iisus Hristos i-a întrebat pe ucenici, voi ce faceți, nu plecați și voi? Și Petru ce i-a spus? Unde, Doamne, să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice, tu ești Fiul lui Dumnezeu, unde să ne ducem? N-avem unde. Deci au reușit cu brio la testul loialității. Nici cei 12, măcar 11 au reușit, că Iuda l-a trădat. Să dăm citire de la câteva versete prin care vom vedea situații în care credincioșii mai mari noștri din vechime au reușit la testul loialității. Alții n-au reușit, imensa majoritate n-au reușit, dar câțiva, îi număr pe degete, au reușit. Așa a fost și atunci, așa este și acum și așa va fi și în viitorul apropiat. Iov 2:3. Domnul a zis Satanei, ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ? Este un om fără prihană și curat la suflet. El se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. El se ține tare în neprihănirea lui și tu mă îndemn să-l pierd fără pricină. Și ce a spus diavolul? Piele pentru piele, omul dă ce are, numai dă-mi-l pe mână. Să-l testez, a întrebat, a vorbit atunci la Iov. Și Dumnezeu l-a dat în mâna celui rău, pe Iov, și i-a pus o condiție, zice, fă-i ce vei dori să-i faci, numai de viața lui să nu te atingi. Da, cum se spune și în cartea Iov de încercarea aceasta, și atunci lasă pe diavolul, că știe el să te facă să suferi. Da. El a dat Dumnezeu pe mână. Și ce a făcut Satana? L-a pus la încercare. Să vadă dacă e de partea lui Dumnezeu sau nu. Și s-au aruncat niște sabeni asupra lor. Spune în capitolul 1 din Iov 1:15 și pe mai departe.
I-au luat și au trecut pe neascucisul săbiei, numai eu am scăpat ca să-ți dau de știre. Vorbea de boii care arau și măgărițele pășteau lângă ei. Pe când vorbea el încă, a venit un altul și a zis, focul lui Dumnezeu a căzut din cer și a aprins oile și pe slujitorii tăi și i-a ars de tot. Numai eu am scăpat ca să-ți dau de știre. Pe când vorbea el, dai seama ce repede a făcut, ce puternic l-a testat diavolul pe Iov. Pe când vorbea el încă, a venit un altul și a zis, niște haldeeni înșirați în trei cete s-au aruncat asupra cămilelor, le-au luat și au trecut pe slujitor prin ascuțisul săbii, numai eu am scăpat ca să-ți dau de știre. Pe când vorbea el încă, a venit un altul și a zis, fiii tăi și fiicele tale mâncau și beau vin în casa fratului lor, întâi născut și deodată, a venit un vânt mare de dincolo de pustie și a izbit în cele patru colțuri ale casei, deci diavolul poate să aducă și uragane și vânturi mari. Casa s-a prăbușit peste ei, ăla a fost uragan dacă s-a prăbușit casa. Și au murit și am scăpat numai eu ca să-ți dau de știre. Atunci Iov s-a sculat și a sfâșiat mantaua și și-a tuns capul, apoi aruncându-se la pământ s-a închinat. A câștigat testul loialității și dragostei față de Dumnezeu sau a pierdut? Versetul 21 și a zis, gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat și Domnul a luat, binecuvântat să fie numele Domnului. În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc și n-a vorbit nimic necuvincios împotriva lui Dumnezeu. A luat Iov testul? A reușit la examen? A reușit. Slăvit să fie Domnul. Ba încă Iov, după aceste teste, a fost umplut cu bube. A fost vai de capul lui. Stătea în țărână și în cenușă. Dar el tot nu și-a pierdut credința. După ce a pierdut toată averea, chiar și copiii lui Satana, Dumnezeu i-a îngăduit să se atingă și de sănătatea lui. Dar a zis de viața lui să nu te atingi. Și l-a umplut cu bube din creștetul capului până tălpile picioarelor. Care a fost reacția lui Iov la acest test? Iov 19:26. Chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu. Iubiți frați și surori, Iov era un om neprihănit. Noi, dacă vrem să trăim în păcat, vom împărtăși soarta lumii, vom suferi plăgile sfârșitului apropiat și vom pierde mântuirea. Dar dacă noi ne încăpățânăm, între ghilimele, să nu ne pierdem credința, cum nu și-a pierdut-o Iov, vom fi testați până la sânge. Poate că Domnul va îngădui Satanei să ne ia familia. Poate că Domnul va îngădui Satanei să ne ia sursa de venituri, să ne ia averea, casa. Poate că va îngădui să ne ia sănătatea. Sigur vom fi testați. Față de testul loialitate nu vom scăpa cu niciun chip. Cu cât ești mai hotărât să împărtășești și să ajungi în împărăția cerurilor pe calea lui Hristos, cu atât vei fi testat mai mult. Cu cât reușești la primul test mai mic, ți se va pune în față un test și mai mare. Reușești și la ala, ți se va pune un test și mai mare. Reușești și la ala, ți se va pune un test și mai mare. Câți martiri nu și-au pierdut viața? Ce să mai vorbim de una și de alta? Și imaginea care se sugrăvește astăzi de către bisericii pentru credincioși este că dacă l-ai pe Dumnezeu, Dumnezeu îți dă familie fericită, copiii la facultăți, toți sunt bine, mersi și la bătrânețe te mângâi pe barbă, că ce familie fericită ai reușit tu să faci. Nimic mai fals. Vei fi testat până la sânge. Nici gând de familie fericită. Dacă familia va fi credincioasă, va fi și ea testată la rândul ei până la sânge, la fel ca Iov. Deci noi de testul lui Iov nu vom scăpa dacă vrem să fim... Dacă ne-am înscris pe calea acea strâmtă care se strâmtează și mai mult și mai mult, nu vom scăpa. Cine se mângâie cu faptul că va fi și mântuit și va fi și realizat pe pământul acesta, crede într-o minciună, pentru că Biblia nu scoate în evidență acest aspect. Deci toți credincioșii, tot poporul lui Dumnezeu vor fi încercați până la sânge, acei câțiva care vor rămâne pe fața pământului. Și vor reuși asemenea lui Iov. Da? E de meditat la lucrul acesta.
Dacă noi nu suntem testați, dacă ne merge bine sau relativ bine, dacă avem cât de cât și trăim în pace și liniște, trebuie să ne punem mari întrebări. Înseamnă că nu prea avem legătură prea strânsă cu Dumnezeu. Pentru că automat, prigoana e garantată, testul este garantat atunci când ești credincios autentic. Habacuc 3:17-18. Iată că și fratele nostru, mai marele nostru din vechime, Habacuc, a trecut și el prin teste. Și să vedem, a reușit la testul dragostei față de Dumnezeu? Căci chiar dacă smochinul nu va mai înflori, vița nu va da niciun rod. Închipuiți-vă că smochinul, vița, animalele erau sursa lor de venituri atunci. Vița nu va mai da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri. Eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Cum am putea să traducem noi versetul acesta pentru noi în ziua de astăzi? Căci chiar dacă nu voi mai avea pensie, chiar dacă casa va arde, chiar dacă nu va mai rodi grădina și va fi secetă cumplită, chiar dacă nu voi mai avea apă de băut, chiar dacă îmi voi pierde sănătatea, chiar dacă mă va părăsi familia, rudele, frații, prietenii, chiar dacă nu voi mai avea haine pe mine, chiar dacă nu voi mai avea tratamente cu ce să mă tratez la boală, eu tot mă voi bucura în Domnul. Mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Ca să poți să faci lucrul acesta în mod real, trebuie ca în tine să locuiască o putere, și anume Hristos în voi, nădejdea slavei, în mine să locuiască Hristos. Trebuie o putere divină. Când oamenii te vor dușmani, când nu vei mai avea nimic, trebuie o putere divină. Asta e testul. Testul realității și al dragostei față de Dumnezeu. Eu tot mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Care e tema de astăzi? Testul credincioșiei și al loialității față de Dumnezeu. Nimic și nimeni și niciodată nu va scăpa de testul credincioșiei față de Dumnezeu. Mă refer la cei care vor să ajungă în împărăția celor pe care așa strântă prin puterea lui Hristos. Dacă pe mine m-au prigonit, spune Hristos, și pe voi vă vor prigoni. Nu vă faceți iluzii. Dacă nu sunteți prigoniți până la o vreme, se datorează faptului că ați făcut compromis cu Satana și ați picat la testul loialității. Dar dacă vă țineți tari în neprihănirea voastră, veți fi testați ca Domnul Iisus, ca ucenicii, ca prorocii, ca Iov, ca martirii din vechime. Poate ne se va lua și viața. Nu e nicio problemă. Viața asta oricum trece, dar știu că am o nădejde acolo, în împărăția celor, unde mă așteaptă Domnul Iisus Hristos cu coronița și cu darul fără plată al vieții veșnice și al mântuirii. Viața asta tot o pierzi, mai devreme sau mai târziu. Ce vrei, să scrie pe crucea ta, a trăit 100 de ani, bravo lui că a trăit 100 de ani la cimitir acolo, bravo lui. Păi dar tot a murit, tot îi putrezesc oasele și lui ăla de 100 de ani și lui ăla de 30 de ani. Tot nimic nu e, tot sărână este. Și atunci nu se merită să-mi pun viața aceasta la dispoziția lui Dumnezeu, având și eu o nădejde fericită. Cel neprihănit zice, chiar și la moarte trage nădejde. Se amintește de înțeleptul Iov în Cartea Proverbelor. Cel neprihănit chiar și la moarte trage nădejde. Nu e cazul ca să ne ducem mântuirea până la capăt, să ne ducem sfințenia până la capăt, să ne ducem neprihănirea până la capăt, cum a dus-o Iov. Și sănătatea era plin de bube de sus până jos. Dar el nu a păcătuit și nu s-a lepădat de Dumnezeu. 1 Petru 1:7. Pentru ca încercarea credinței voastre, deci există o încercare, o testare a credinței noastre există, pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos. Încercarea credinței noastre,
care este infinit mai scumpă decât aurul care, deși piere, este totuși încercat prin foc. Și atunci credința noastră să nu fie încercată prin foc, care nu piere, cu atât mai mult va fi încercată prin foc. Care e focul? Focul este testul. Suferințele de tot felul. Suferințe de ordin fizic, de ordin psihic, de ordin moral. De tot felul. De ordin fizic, am zis, trupesc. Ucenicii au fost testați, prorocii au fost testați, martirii au fost testați. În istoria recentă, în prezent, sunt oameni testați. Noi înșine suntem testați în măsura în care am avansat, am crescut la credință, dintr-o fază într-alta. Suntem testați. Ia să vedem cum a fost testat un apostol al Domnului nostru Iisus Hristos, în 2 Corinteni 11 cu 24 la 29. 2 Corinteni 11. E de meditat la lucrurile acestea. Cine își închipuie că viața de credință e diferită față de cum reiese din Sfânta Scriptură, este pe o cale greșită. 2 Corinteni 11 cu 24. Mai departe, până la 29. Ce spune Apostolul Pavel? De 5 ori am căpătat alea iudei 40 de lovituri fără una. Ce rele făcuse eu ăsta, Pavel? Ce rele făcuse Pavel? Că venise să le vestească Evanghelia ca să fie mântuiți, să le facă un bine, dar binele e văzut de oamenii diavolești rău. E văzut ca fiind rău. De 3 ori am fost bătut cu nuiele. Odată am fost proșcat cu pietre. De 3 ori s-a sfărâmat corabia cu mine. O noapte și o zi am fost în adâncul mării. Teste. A fost testat dragostea lui. De 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una, 39. De ce? Pentru că a venit să-i salveze. Deseori am fost în călătorii, în primejdii, pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii din cetăți, în primejdii din pustie, în primejdii pe mare, în primejdii între frații mincinoși. Ne-am făcut și noi un bilanț al suferințelor în viețile noastre pe care le-am avut pentru dragostea lui Hristos. Ne-am făcut un bilanț al testelor, dacă le-am luat. În osteneli și în necazuri, în priveghiuri, adesea, în foamete, în foame și în sete, în posturi adesea, în frig și lipsă de îmbrăcăminte. Și pe lângă lucrurile de afară, în fiecare zi mă apasă grija pentru toate bisericile, dragostea față de frați. Cine este slab și să nu fiu și eu slab? Cine cade în păcat și eu să nu ard când văd păcatul? Iată teste ale dragostei față de Dumnezeu, dar și față de aproape. Cine cade în păcat și eu să nu ard? Asta era cu adresă către aproapele, către aproapele nostru. Teste ale credincioșiei. Apostolul Pavel a fost supus la teste. Toți ucenicii au fost testați și noi vom fi testați. Dragostea noastră, dragostea nu e adevărată dacă nu este încercată. Dacă aurul este încercat, cum să nu fie dragostea noastră față de Dumnezeu și față de aproapele încercată? Este încercată. Și chiar și în cadrul familiei, dragostea între soț și soție este supusă la încercări zi de zi, clipă de clipă, ceas de ceas, în durerile familiei, în încercările familiei, în necazurile familiei. Și dacă dragostea aia rezistă, înseamnă că e autentică. Dacă nu rezistă la acele teste ale lui, înseamnă că e falsă. Și falsul trebuie să piară, minciuna trebuie să piară. Nu rezistă, se rupe. Bătrânii noștri aveau o vorbă, spuneau: ești testat, a fost încercat, numai necazul. Vine unul după altul, unul nu vătul. Și spuneau: ținte pânză, nu te rupe, ținte pânză, nu te rupe. Păi dacă pânza e de calitate, nu se rupe, dar dacă e calitate slabă, se rupe. Suntem încercați. Și e bine că suntem încercați, e bine că suntem testați, ca să se vadă cine e de partea lui Dumnezeu și cine nu e.
Un test este și faptul că ți se pune Evanghelia în față, ți se pune adevărul în față și tu nu-l primești. Tu îl ocolești, tu te eschivezi, îți cauți alte variante mai plăcute pentru firea care o ai. Îi dai omului adevărul și el nu îl ascultă. Îi dai omului cartea și el nu o citește. Îi dai omului Biblia și el nu o citește. Oare nu este acesta tot un test al loialității? Nu este acesta testul prin care se dovedește că nu ai dragoste și nu vrei să ai dragoste față de Dumnezeu și de aproapele? Pentru că dacă ai dragoste față de Dumnezeu, dragostea față de Dumnezeu se răsfrânge și pentru aproapele. Când îi dai omului adevărul lui Dumnezeu și el nu primește, nu este acesta un test? Când vrei să-i vorbești lui omului de vestea cea bună a Evangheliei și el nu o primește, lasă că am și eu credința mea, lasă că am și eu pe preotul meu, lasă că am și eu pe păstorul meu, ăla știe să mă învețe. Am și eu, am credința, uite, e băgat aici în inimă, știu eu ce trebuie să fac, nu-mi veni tu să-mi spui. Nu este acesta un test al loialității? De parcă eu i-aș vorbi de la mine, n-aș vorbi din Sfânta Scriptură. Este un test al loialității, la care imensa majoritate a omenirii va pica, pică și va pica. Mai spicuim câteva idei interesante despre credincioșie, testul credincioșiei și al loialității. Credincioșia vine de la credință. Credința e o încredere neclintită în lucrurile care nu se văd. Credința vine în urma ascultării cuvântului. Când citești cuvântul lui Dumnezeu din Evanghelie cu credință, în tine se înfiripează credința în Dumnezeu. Apoi începi să cunoști caracterul lui care este așa de bun. Credința vine în urma auzirii. Cum să ai tu credință și credința se transformă în credincioșie, adică în fapte față de Dumnezeu. Când tu respingi Evanghelia, tu nu vrei să asculți. Nu e cum. O persoană îndepărtată prin credincioșie devine foarte apropiată față de tine. Ori ai o relație personală cu Domnul Dumnezeu, iar credința se descoperă prin faptele credinței. Lucrarea lui Dumnezeu cu permisiunea omului, așa lucrează Dumnezeu, cu permisiunea omului. Da, mai când restaurează, Domnul Dumnezeu ne restaurează, din răi ne face buni. Mai întâi scoate afară gunoiul păcatului, al răzvrătirii din mintea omului și unde a fost acest gunoi, așează roadele neprihănirii, adică roadele prezenței sale, roadele Duhului Său. Unul este credincioșia, roada credincioșiei. Dragostea, pacea, credincioșia. Matei 18:13. Apoi a zis sutașului Domnului Iisus, du-te și facă-ți-se după credința ta. Și robul lui s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Care e diferența dintre credință și credincioșie? Păi numai un om care se încrede în lucrurile care nu se văd, care se încrede în Dumnezeu pe care nu îl vede cu ochii aceștia de carne. Numai un om care are o relație personală cu Dumnezeu, numai un om de tipul acesta poate să devină credincios și poate să-și dovedească credincioșia în încercările credinței. Atunci când credința este testată, dacă este adevărată sau nu, ea se transformă în credincioșie. Devii credincios. Mergi până la capăt cu ceea ce crezi. Ele noi fii și fiice ale lui Dumnezeu, pagina 259. Ca ambasadori ai lui Hristos, ei trebuie să cerceteze scripturile în căutarea adevărurilor ascunse sub gunoiul erorilor. Fiecare rază de lumină primită trebuie comunicată altora. Asta e credincioșia. Un singur interes va predomina, un singur subiect le va înghiți pe toate, și anume Hristos, neprihănirea noastră. Nădejdea de a fi neprihăniți, de a birui complet păcatul, este Hristos să locuiască în noi. Aceasta este solia care trebuie predicată pe fața întregului pământ. Alte subiecte sunt pe locul secund. Însă Hristos, neprihănirea noastră, trebuie
predicată astăzi. Acesta este adevărul prezent. Review în Herald, 28 februarie 1899. Mulți se roagă ca ucenicii: Doamne, mărește-ne credința. Vezi Luca 17:5. Acesta e bine, dar nu trebuie să uităm că credința vine numai din cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, la fel de sigur cum credința va crește, aceasta va fi numai dacă în noi va crește cuvântul lui Dumnezeu. Singurul mod în care poate crește în noi cuvântul lui Dumnezeu este prin auzirea lui, prin rugăciunea către Domnul pentru acel lucru despre care vorbește cuvântul, depinzând în întregime numai de cuvântul lui Dumnezeu pentru împlinirea acelui lucru și mulțumindu-i că l-am primit deja. În felul acesta este primit cuvântul acesta care este viu și trăiește în noi. Cuvântul lui Dumnezeu e viu, cuvântul lui Dumnezeu este trăiește în noi, cuvântul lui Dumnezeu ne mărește credința, credința vine în urma auzirii și credința este testată prin repetare și se transformă în credincioșie. Credincioșia este acea credință pe care o ai în urma încercărilor teribile la care ești supus și reușești la ele. Când reușești la testul realității, credința se transformă în credincioșie față de Dumnezeu. Adevărata credincioșie numai față de Dumnezeu. Noi nu ne încredem în oameni, dar noi iubim pe oameni. Asta face credința și credincioșia. Nu te încrezi în om, blestemat să fie omul care se încrede în om, te crezi în Dumnezeu, dar îl ajuți pe om, îl iubești pe om, îi vestești Evanghelia omului și îl ajuți în toate felurile. Dar ajutorul nu cer de la un alt om. Adică nu cer de la un om, dă-mi tu mie ca să dau lui ăla. Nu. Ajutorul cer de la Dumnezeu și Dumnezeu îmi trimite omul care îmi va da ceea ce trebuie să duc la cel care are nevoie prin dragostea creștină. Noi nu trebuie să cerem niciodată nimic la oameni. Noi trebuie să cerem la Dumnezeu și Dumnezeu ne va trimite oamenii. Sau Dumnezeu nu ne va trimite niciun om și ne va trimite El singur, direct ajutor. Deci Dumnezeu poate să ne ajute prin oameni sau direct El. Direct El. Face să rodească grădina sau cine știe. Direct, pe cale directă, fără intermediar omenești. Da. Modul de manifestare a credincioșiei ca roada a Duhului. Ce frumos spune. Cel ce este credincios lui Dumnezeu rămâne credincios cuvântului Bibliei în orice situație, oricât de grea ar fi. Să rămânem credincioși. Chiar dacă mi se va nimici pielea, voi vedea totuși pe Dumnezeu. Să rămânem credincioși indiferent prin ce încercări vom trece în viața aceasta. Așa ne poruncește Dumnezeu. Dacă vrem să trăim o veșnicie alături de Domnul Iisus Hristos. Cel care are credincioșie ca roada a Duhului este dispus să meargă chiar și la moarte pentru cauza lui Dumnezeu și a cuvântului lui Dumnezeu. Să ne testăm. Suntem dispuși să mergem chiar până la moarte? Dacă nu suntem dispuși, să ne alarmăm și să căutăm, să facem bine ca în timpul cel mai scurt să ajungem la acest nivel de consacrare. Cel care este credincios, cel care reușește la testul loialității față de Dumnezeu, este pe deplin statornic în legământul făcut cu Dumnezeu. Încercările și suferințele prin care trece nu fac decât să lege și mai mult de Dumnezeu. Deci nu îl depărtează încercările, îl leagă și mai mult de Dumnezeu. Are o dragoste infinită pentru Dumnezeu și pentru aproapele său. Urăște păcatul din toată ființa lui, dar iubește pe păcătos oricine ar fi el și caută să îl prezinte pe Salvatorul său prin cuvintele și faptele credinței. Nu numai prin cuvinte, nu numai doar îi predicăm, îl și ajutăm prin faptele credinței. Este mereu conectat la Duhul lui Dumnezeu și îl întreabă ce să facă chiar și în cele mai mărunte situații ale vieții. Ce să fac, Doamne? Adică e coordonat permanent de Duhul lui Dumnezeu. Nu-l mai leagă nimic de pământul acesta. Este complet predat în mâna lui Dumnezeu și plin de Duhul Său. Doamne, pe mine nu mă mai leagă nimic de pământ, pe pământul acesta. Zilele și anii pe care mi-ai mai dat de trăit, Doamne, să-i pun complet la dispoziția Ta. Nu mai vreau nimic de la pământul acesta, nu mai vreau nimic, niciun confort, nicio lucru. Îmi voi duce crucea în Duhul și puterea lui Hristos. Nu mai vreau nimic. Vreau să mă pun completamente la dispoziția Ta prin puterea
Duhului Tău cel Sfânt, bazându-mă pe făgăduințele cuvântului Tău. Aceasta să fie dedicarea noastră completă și totală la adresa lui Dumnezeu. Să avem o relație personală cu Dumnezeu, nu prin intermediari omenești, să ne rugăm Domnului să ne dea un apetit, cum n-am avut niciodată pentru rugăciune, pentru studiu, pentru că studiu este cuvântul, este Hristos. Noi să nu ne ferim să studiem câte o oră dimineața, ca să punem baza și temelia și să îmbrăcăm acea armură a lui Dumnezeu prin care putem să facem față testelor loialității care vin cu duiumul în viața noastră de zi cu zi. Testul poate să fie limitat ca durată sau poate să se întindă pe parcursul întregii vieți. Nu ai un picior, ai rămas fără un picior, ăla e testul pentru tine. Îl iubești pe Dumnezeu și când nu ai un picior? Îl iubești pe Dumnezeu și când nu mai vezi? E test. Și testul acesta se întinde pe parcursul întregii vieți. De fapt, majoritatea testelor se întind pe parcursul întregii vieți. Chiar dacă ai reușit un an, doi și la acel test, degeaba dacă n-ai reușit până la sfârșitul vieții și la urmă te răzvrătești față de Dumnezeu. N-are nicio valoare. Pe acest pământ al păcatului se comportă ca un străin și călător, dar acționează ca un ambasador al cerului. Trăiește și obține biruințe numai prin făgăduințele lui Dumnezeu și veghează permanent cu post și rugăciune să nu cumva să păcătuiască cu ceva. Testul realității. Veghează permanent cu post și rugăciune să nu care cumva să păcătuiască sau să păcătuiesc. Sfaturile acestea le pune fiecare în dreptul nostru. Să păcătuiesc cu ceva. În viața lui sunt lăsate să lucreze toate versetele Evangheliei și ale Bibliei în general. Cunoaște foarte bine caracterul lui Dumnezeu, căci Duhul Domnului locuiește în el. Să ne ferim, iubiți frați și surori, să ne hrănim numai cu lapte. M-am săturat de oameni care vor numai lapte, lapte, lapte. Haideți să căutăm și hrană tare. Să o căutăm, să ne hrănim cu hrană tare. Nu mai suntem bebeluși în credință. Trebuie să creștem în credință. Mă uit și pe internet, văd pe acolo, pe la Facebook, salutări, să aveți un sabat binecuvântat. Câte unii au mers și numai de sabat vorbesc, alții numai de non-trinitate. Mă, frate, haide să mergem până la capăt cu credința. Dacă le spui o hrană tare, nu le mai convine. Dacă le dai o carte cu pregătirea pentru cer, nu le place să citească și să trăiască ce scrie aici. Pentru că e complet inspirată de Duhul lui Dumnezeu. Haide să ne căutăm între noi, haide să ne găsim între noi unii pe alții, pe cei care vrem să mergem până la capăt cu sfințirea, cu mântuirea. Haide să ne hrănim unii pe alții cu hrană tare, mă frate, nu-mi dau lapte, ne dăm unii la alții lapte, lapte. Ia o linguriță de lapte de la mine, ia și tu o linguriță. Dacă îți dau hrană tare, nu-ți mai convine, mă părăsești, mă ștergi de acolo, de pe listă, de pe Facebook. E corectă treaba asta? E corectă, pentru că sita cerne și e bine că cerne, dar eu pe ea care vor hrană tare îi caut. Dacă vreți hrană tare, căutați-mă, să ne hrănim unii pe alții, în spiritul și în Duhul și în cuvântul lui Dumnezeu. Cum putem să facem noi fasta la aceste teste teribile ale loialității dacă noi ne hrănim cu adevăruri începătoare? Tot vorbesc de sabat, păi ăla e adevăr începător, frate, hai să mergem la cele desăvârșite ca să reușim la testul loialității. Păi la alea desăvârșite când mai ajungem? Dacă eu spun un lucru, mă consider că sunt fanatic, foarte bine. Ne dezlegăm unul de altul și mergem să-l căutăm pe altul mai departe, care vrea să primească adevăruri desăvârșite, să primească hrană tare. Haideți să ne căutăm unii pe alții. Haideți să ne hrănim unii pe alții cu hrană tare. Să cerem de la Dumnezeu, dăm Doamne hrană tare. Pentru că trăim ultimele zile ale istoriei acestui pământ. Noi tot la adevărul începător am rămas, tot la sabat am rămas, tot la carnea de porc am rămas, dar nu mergem și noi mai departe. Nu se poate așa ceva. Testul credincioșiei și al loialității. Nu te îndoi, ci crede că dincolo de nor e un soare și mai trainic și mai strălucitor. Nu norul este veșnic, ci soarele e acel ce învinge și rămâne stăpân în urmă el. Nu te uita la tine că ești atât de slab, nici la dușmanul care te-a nimicit de grab. Nu te uita la ziduri, la porțile de fier, la ura ce scrâșnește,
ci uită-te la cer. Nu te îndoi, ci crede că dincolo de tot veghează Dumnezeul, puternic Sabaot. Căci niciun păr nu scade și nici o clipă nu-i, că nu-i nicio încercare decât prin voia lui. Iar dacă crezi puternic, nimica nu-i spre rău, ci totul se va întoarce spre un și mai bine al tău. Nu te îndoi, ci crede că în ceasul cel mai greu, clipă de clipă în toate, veghează Dumnezeu. Frumoase cuvinte, slăvit să fie Domnul, să medităm în continuare și să îmbogățim acest cuvânt prezentat astăzi, fiecare cu o relație personală cu Dumnezeu. Să luăm aminte la rugăciune. Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim, Doamne, și pentru această minunată roadă a credincioșiei. Roada Duhului Tău cel Sfânt, care atestă că Domnul Iisus Hristos locuiește în noi prin Duhul Tău, prin Duhul Lui cel Sfânt. Te rog să ne iei în stăpânirea Ta și să urcăm treaptă cu treaptă, treptele credinței, Doamne, și să ieșim biruitori în testele loialității dragostei noastre față de Tine. Te rugăm, Doamne, să ne iei în stăpânirea Ta și să trecem cu bine. Doamne, fă-ne, dă-ne un mare apetit pentru hrană tare, pentru lucrurile desăvârșite și să depășim lucrurile începătoare ale credinței, Tată Sfânt. Prin Domnul Iisus Te-am rugat și mulțumim. Doamne, fă-ne biruitori, după cum Tu deja l-ai biruit pe cel rău, în Duhul și puterea lui Hristos, prin Domnul Iisus. Amin.